România are locuri minunate, iar reporterii noștri sunt în căutarea lor. Un astfel de loc de poveste este și parcul tematic din satul Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Acesta înfățișează povestea calendarului și este unic în Europa datorită atracțiilor inspirate din folclorul românesc. Este un adevărat portal spre lumea magică a copilăriei și a poveștilor. Aici găsiți căsuța de turtă dulce a lui Gerar, așa cum este numită în folclor luna ianuarie, căsuța în formă de ciupercă a lui Mărțișor sau căsuța ghindă atribuită lui Brumar. Copiii pot participa la ateliere de gastronomie, pictură sau olărit și sunt învățați să recicleze prin confecționarea unor obiecte din capace sau sticle din plastic. A fost odată ca niciodată că de n-ar fi, nu s-ar povesti. În urmă cu un an, Anca și David Damian au pus bazele unui proiect de suflet atât pentru cei mici, dar și pentru cei mari. La 40 de kilometri de Sibiu, undeva în Porumbacu de Sus, se află 12 case desprinse din basmele copilăriei care alcătuiesc povestea calendarului. Proprietarii au avut teren în zonă și o mică casă de vacanță, o cabană de mulți ani. Iar în timpul pandemiei, având doi copii, și-au dat seama că au nevoie de lucruri pe care să le facă împreună cu ei, ca să le ocupe timpul în mod special. Și au văzut frumusețea zonei și s-au gândit să împărtășească și cu alte persoane. Au făcut parte dintr-un cu totul alt domeniu. S-au ocupat de construcții mai mulți ani la rând. Iar astfel totul a venit natural, construcția căsuțelor și implementarea în mod special, că aceasta este mult mai dificilă. Că de la o idee și până la o implementa sunt anumiți pași care necesită multă muncă. Cele mai frumoase lucruri iau naștere în joacă. Așa a fost creată și povestea celor 12 luni ale anului. Ocrotită de crestele falnice ale munților Făgăraș, înconjurată de lanuri întinse, într-un cadru feeric de castele și sate tradiționale românești, povestea timpului leagă cele trei părți ale vieții din care fac parte trecutul, prezentul și viitorul. Ideea parcului și a căsuțelor a pornit de la niște machete pe care noi le avem. După ele am reprodus și aceste mici căsuțe în miniatură și le avem pe fiecare în parte. În cât timp a fost gata toată construcția parcului? Tot ceea ce vedeți aici a fost construit în doar 8 luni de zile, iar deschiderea oficială a fost anul trecut în luna iulie, mai exact în 3. Parcul tematic este un portal spre o lume magică, în care fiecare lună din an este reprezentată printr-o căsuță inspirată din folclorul românesc. Cum toate lucrurile poartă o denumire și lunile anului au un nume cu însemnătate, altele decât cele trecute în calendarul clasic. Așadar, să o luăm cu începutul. În limbaj popular, luna ianuarie este denumită și luna Gerar, căreia, în parcul tematic, îi este atribuită cea mai dulce dintre toate căsuțele. Cea mai vizitată și cea mai iubită de copii dintre căsuțe este căsuța lunii ianuarie, care este și căsuța cu dulciuri. Ei aici găsesc tot felul de acadele și atunci vă dați seama că își doresc să revină, dar în același timp și căsuța decembrie, căsuța lui Moș Crăciun. Părerile sunt cumva împărțite și noi încercăm să încurajăm pe fiecare, atât copii cât și adulți, să își găsească căsuța lunii în care s-au născut. Și surprinzător, chiar dacă nu spun înainte sau nu se gândesc neapărat la acest lucru, există de foarte multe ori ca persoana care vine să aibă căsuță preferată, chiar căsuța lunii în care s-a născut. Ceea ce este cumva impresionant și există o conexiune. E prima oară când ați ajuns aici? Da, prima oară. Foarte frumos, o idee foarte bună și chiar frumos decorată căsuța. Care e căsuța preferată? Ați găsit-o sau? Septembrie, luna de naștere. Totul acolo.
pentru că toată lumea care vine la povestea calendarului se îndrăgostește de casa care reprezintă pentru el luna de naștere. E bine, eu am ales să intru în luna februarie, care în folclorul românesc mai este denumită și făurar. Aici se pot ține cununii de o zi pentru îndrăgostiți, iar ambianța este minunată. Am decis ca și activitățile pe care noi le facem aici să fie legate tot de un calendar, de data aceasta internațional, deși toate tradițiile și denumirile căsuțelor și tot este din, sunt din folclorul românesc. Calendarul activităților este la nivel internațional. De exemplu, dacă avem, nu știu, ziua de dragobete, atunci noi tot ceea ce facem ca și ateliere ne axăm în jurul acestui lucru. Prin puterea cu care am fost investit de dragobetele poveștii calendarului și prin sărutul care va urma în câteva secunde, vă declar căsătorit pentru 24 de ore. Octavian, poți săruta Mirea așa și așa să tot faci cu cel puțin 24 de ore, apoi treaba asta mai departe. Căsuța fratelui mărțișor sau a lunii martie este locul în care veți găsi cele mai delicioase prăjituri de casă, ciocolată, brioșe, strudel și clătite. Toate te ademenesc să deschizi ușile ciupercuței. Căsuța fratelui Prier sau Aprilie este căsuța în formă de stropitoare care găzduiește raiul jocurilor copilăriei, în timp ce căsuța fratelui Florar, Mai, este locul în care dorințele noastre prind contur. Cu amintiri, puteți pleca și din căsuța lunii iunie sau cea a fratelui Cireșar, unde veți găsi căsuța preferată în miniatură. De la luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, aici este o mică poveste, că la noi luna august a fost mult mai rapidă decât sora ei și i-a luat-o înainte. Și atunci le veți găsi poziționate invers. În căsuța fratelui Cuptor se găzduiesc ateliere de creație pentru copiii care vizitează locul. Participă la cursuri de gastronomie, de olărit și de pictură. De asemenea, cei mici sunt încurajați să recicleze prin confecționarea unor obiecte din capace sau sticle din plastic. Căsuța lunii Cuptor sau căsuța lunii Iulie este despre vacanță. Motiv pentru care în această căsuță confecționăm lucruri cu copiii, facem ateliere de creație, de la pictură pe forme de ipsos, ateliere gastronomice sau orice alte lucruri creative pe care le putem face cu ei. Am vorbit despre planete, am vorbit despre animale, de exemplu avem ateliere tradiționale de tors, de țesut, de cusut cu copiii, ateliere gastronomice care sunt printre cele mai iubite de către copii, îi învățăm să facă gogoși, am pus murături cu ei. Facem socată, dulceață, tot ce ține de partea aceasta, pentru că considerăm că pe lângă a vizita, este foarte important ca să se creeze o legătură între copil și parcul nostru și în același timp și între părinți. Că de fapt despre asta este vorba, despre a petrece timp împreună în familie. Ați vizitat de parcul? Nu! Acesta toate căsuțele, bine? Toate căsuțele sunt deschise. Da! Suntem 7 clase. Am vizitat personal, înainte de a veni cu grupul de copii, această locație. Mi-a plăcut și mi s-a părut foarte interesant să-i aduc și pe copii și sunt convinsă că și lor le-a plăcut să viziteze. Au fost încântați să vadă ce se ascunde aici la poveste. De la Sibiu. De la Sibiu. Și ați venit cu cea mică? Da. Și cu surioara cea mare. Cum este? Cum vi se pare? E foarte frumos. E ca o lume de poveste. Perfectă pentru cei mici și cei mari, de ce nu? Este binevenit mai ales pentru turiști. Deci și cei care sunt plecați și revin în România, că e ceva nou și inedit. Am fost doar la vis-a-vis, la castel. Aici nu am mai fost. Ce faci tu acolo? Ce e la? Munce? Fotografie. Da? Și ce culori ai folosit? Mai multe culori. Mai multe culori? Îți place aici unde te-a dus mami? Da? Ce îți place cel mai mult? Care e căsuța ta preferată? Să pictez. Care? Mai tare. Să pictez. Să pictez, dar căsuța preferată care e de aici, din ce ai văzut tu?
cubul. De cea cu dulciurile. Cea cu dulciurile. La ce căsuță am ajuns acum? O văd foarte spooky, scary, cum se zice. Este Hanul Strigoilor, mai exact căsuța lunii octombrie, care s-a legat de aceste tradiții care au loc de Sfântul Andrei și cu vrăjitoare, bostan și tot ce avem noi aici, dar de reținut este că noi urmărim cumva folclorul românesc. Și atunci avem și denumirea căsuței Brumărel. Aici, această căsuță, în momentul de față, nu este deschisă, încă lucrăm la amenajarea ei. O să fie mai multe automatizări înăuntru, toate legate de această zonă puțin înspăimântătoare. Dar nu vrem să mergem doar în această direcție, să creăm un fel de loc în care copiii să vină să-și îngroape fricile și temerile. Ce înseamnă această îngropare a fricilor? O să încercăm să facem un fel de cutie, cel mai probabil în pământ, care să aibă ceva transparent deasupra. Copiii vin și îți scriu fricile și temerile, inhibiții sau tot ce au parte negativă pe ea și pe urmă o îngroapă pentru a scăpa de aceste lucruri negative. Căsuța lunii noiembrie, și anume ghinda, este cumva esența parcului, deoarece în zonă există o poveste în care părinții, la începerea anului școlar, puneau copiilor în buzunar 2-3 ghinde pentru a le purta noroc. Și atunci noi considerăm că și nouă ne poartă noroc. Așa cum poveștile care traversează generații și trăiesc pe buzele bunicilor noștri ne fac viața un loc mai bun, tot așa își dorește și acest loc de bază să rămână veșnic întipărit în inimile și sufletele oaspeților. România de bazm există în fiecare colțișor. Trebuie doar să-l descoperim, să-l ocrotim și să-l slujim cu drag pentru a arăta adevărata valoare a meleagurilor strămoșești pe care le-am moștenit.